Mașinii lui Gigi Becali nu se potolesc. Magistrații Curții Supreme ar fi vrut să-i audieze azi în dosarul în care cei trei îl acuză pe finanțatorul Stelei că i-a sechestrat. Le-a fost însă imposibil, deoarece doi dintre ei au lipsit. Au căzut din nou în păcat și au fost arestați chiar ieri într-un alt dosar de tâlhărie. Da, mă, să dăm și pe tine pe telefon. Ia, să ai pe telefon, că de ce? Ia fi, mă, de ce-i problemă? Dacă se mai spune ceva în zona asta aici, și de ce spus să vin? De la machinuri, interesați! Cunoscuți în lumea interlopă și cercetați deja penal în peste 5 cauze penale, hoții limuzinei lui Gigi Becali dau din nou de belele. Deși trebuiau să fie audiați azi în dosar, Stan Constantin și Nicolae Tinel nu s-au prezentat. Avocații au anunțat judecătorii că pe numele clienților lor s-au emis alte două mandate de arestare, într-un dosar în care sunt anchetați alături de liderul lor, interlopul Sandu Geamănu. Cel din urmă este și el arestat și acuzat de omor. În ciuda palmaresului impresionant, cu toții figurează în cazul lui Gigi Becali ori ca victime, ori ca martor sub acoperire. Normal că mințit. De fapt, la ce vă așteptați la niște infractori? Care asta au făcut toată viața lor. Nu știu, eu cred că ar trebui să se pună într-un fel în balanță, să se vadă clar cine sunt ei, cine suntem noi, oameni care avem familie, avem copii, avem servicii, suntem sportivi de performanță, reprezentăm România la concursuri internaționale. Singura victimă prezentă la proces a fost Ștefan Mărgean. Al treilea host sechestrat a ajuns la proces după ce a fost citat la penitenciar și el era arestat într-un alt dosar de furt de mașini. Dar cred că deja toată lumea știe că ei cu asta se ocupă. Pe mine mă interesează să terminăm procesul ăsta și să vadă lumea că suntem nevinovați. Magistrații au amânat audierea hoților pentru septembrie. Gigi Becali a lipsit azi din instanță, deși la Înalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat azi două dosare care îl privesc, sechestrarea și schimbul de terenuri cu Ministerul Apărării.